Câte 4-5? Salut! Da? Noi, că de obicei, în ultimul timp avem niște probleme tehnice, mai nu am observat că pagina noastră de Facebook și-a schimbat cu tot felul în care arată și atunci noi stăm din fiecare telefon și ne uităm ce se întâmplă și nu prea înțelegem ce se întâmplă. Sperăm că n-o să fie surprize, mai ales de cauza că noi astăzi iarăși facem live de pe telefon. Și din câte observați, noi nu aveam microfoane și e posibil să se audă mai rău decât data trecută. Dar ținând cont că aici acustica este foarte bine, eu cred că o să ne auzim bine. Bine, și vă rugăm foarte mult în cazul în care ne auzim mai rău sau în cazul în care sunt niște probleme tehnice sau frânează sau ne vedem, nu ne vedem, dispărem, scrieți-ne în comentarii. Astăzi, dacă ați observat, citit în anunțul live-ului sau pe eveniment sau pe pagina noastră anterior, tema este sfaturile sau sfaturile necerute. Bine, cred că o să vorbim puțin și despre sfaturile care au sens, dar noi mai mult o să ne legăm de sfaturile pe care nimeni nu le cere, dar cineva întotdeauna ne le dă. Bună seara, suntem 8 marțelele într-o componență mai lejeră și astăzi iarăși observați că într-o componență obișnuită, de fapt, dar într-o atmosferă mai lejeră, astăzi fără vin, suntem într-o perioadă așa de post. Dar de fapt afară este foarte cald, unul la mână, doi la mână, sincer am uitat să cumpărăm vin și am zis că astăzi o să fie ok cu apă. Angelica Frolov, Angela Staffi, Ala Donțu și eu, Deana Guja. Mie chiar mi-a fost dor de felul ăsta de a prezenta colegile așa cum noi o facem în fiecare sâmbătă sau o făceam în fiecare sâmbătă și o să o facem în continuare, de fapt, când anume o să vă anunțăm pe parcurs. Deci, bună seara, azi vorbim despre sfaturi pe care nimeni nu le cere. Fetilor, salut! Salut! Vreți un sfat? Sfaturi la kilogram. Pe degeaba. Azi sfaturile sunt pe degeaba. Eu azi am avut un training absolut extraordinar cu niște oameni din primării și primari. Și discuția de la masă a fost despre cine suntem noi, oamenii. Și cât de tare mă definește pe mine ceea ce zic alții despre mine sau sfaturile pe care ei mi le dau. Și surpriza pentru mine a fost că unul dintre primari a spus foarte clar, este problema ta, ceea ce crezi tu despre mine și cum crezi tu, eu trebuie să-mi aranjez viața. Asta un primar ți-a spus. Respect foarte fain. Foarte filosofic primar. Da, un fost profesor de matematică, absolut excepțional. Mă gândeam exact la asta, cât de multe dintre sfaturile pe care noi le primim sunt, de fapt, proiecții ale dorințelor persoanelor cu care noi vorbim. Persoanelor care dau sfaturile. Persoanelor care dau sfaturi. Și atunci, pentru mine, de exemplu, e obligatoriu cu sfatul, dau atunci când el este cerut. Deși mă înflă, de exemplu, pe mine personal mă înflă dorința de a învăța pe altul străin. Mai este o chestie. Poți să dai sfaturi atunci când sfatul este cerut și când pentru acest sfat se mai și plătește, atunci ești sigur că sfatul are sens și că omul chiar vrea să audă sfatul ăsta și el are nevoie de el. Deci, unu, că sfatul să fie cerut, doi, că pentru el cel mai bine să se plătească ceva. Dar eu aș spune că nici atunci când sfatul este cerut și nu ești sigur că tu ești specialistul care ar putea da acest sfat, mai bine să te apuții. Nu, bine, atunci când e vorba de plată, eu cumva implicit am... psihoterapie și nu doar. De exemplu, sfat ce ține de munca ta pe care o faci. Deci sfatul de la un specialist sau un expert în domeniul sfatul juristului sau contabilului. Asta e mai degrabă consultație decât sfat, zic eu, pentru că consultația este cea care este contraplată. Consultația este un sfat contraplat, da. Da. Da, sfaturi deseori se întâmplă când o persoană spune, te rog, dă-mi un sfat ce să fac și tu te avânți să-i dai sfaturi care apoi, într-adevăr, pot să influențeze foarte negativ viața acestei persoane și noi suntem foarte ieftini la a da sfaturi. Fără, de fapt, a ne pricepe, pentru că credem că noi înțelegem această viață, noi știm bine. Bine, stai puțin, de ce omul cere de la tine sfat? Pentru că se află la ora scruce, de exemplu, sau pentru că nu se descurcă singur și pentru că te respectă, poate, pentru că ești pentru el autoritate, poate. Și ce să răspunzi în cazul, da? Deci omul vine la tine deznădăjduit, tu vezi că el chiar are nevoie de un sfat,
de o recomandare, da? Și tu ce faci? Îi spui că nu-ți dau sfatul? Sau care ar trebui să fie un răspuns corect și în același timp cumva... Da, de fapt, corect este, cred, cuvântul potrivit. Ce îi spui? Nu ți-l dau? Eu aș spune că eu nu pot să-ți dau sfaturi pentru că eu nu-ți cunosc viața și nu cunosc toate circumstanțele. Eu pot să spun ce aș face eu în locul tău, dar nu neapărat că pentru tine este valabil același scenariu. Deci cam așa, dar l-aș trimite la specialist, de fapt. Deci, stați un pic. Vine o prietenă de-a ta la tine și cere un sfat. Îmi cumpăr apartamentul ăsta sau nu? Hai să luăm așa, tipuri de sfaturi, pentru că asta contează, da? Eu vreau să îmi cumpăr acest apartament, eu vreau să îmi cumpăr această mașină. Ce crezi tu despre asta? Dar de ce tu ar trebui să crezi ceva despre asta în primul rând? Nu, păi, nu contează, dar omul vine pentru că el e prietenul tău sau ea este prietena ta și are nevoie de un eventual opinia ta asupra la niște lucruri. Și da? Dacă nu mă pricep? Dacă nu mă pricep, îi zic că nu mă pricep. Dacă mă pricep, cred eu că mă pricep. Mie mi se pare important ce zici tu, Angelica. Eu pot să-ți spun care este opinia mea, dar decizia este a ta. Mie ce mi se pare interesant este când tu dai sfaturi și după aceea aștepți că ele neapărat să fie urmate. A, da. și atunci când nu sunt urmate, să te superi. Da. Pentru că, vezi, Doamne... Nu te respectă, nu ți-o respectat sfatul. Adică regula într-un fel lege. O venit să ceară sfat. Tu îl ai dat, ai rupt din timpul tău, din resursele tale și până la urmă ies cu omul și omul ți-o cheltuit timpul tău așa de tăc și... Dar poate el avea nevoie de mai multe opinii, pur și simplu. Adică se poate întâmpla și așa. Dar eu, sincer vorbind, chiar recent am avut un caz când feciorul meu a venit și a spus: mama, am nevoie de sfatul tău. Și eu, știi ce am făcut? Am mers după acest sfat la psihoterapeutul copilului meu. Să zic, uite, eu nu sunt sigur ce să-i răspund, ce sfat să-i dau, ce crezi tu. Înțelegeți? Deci, chiar sunt chestii când mai bine să te abții de la a da sfaturi, pentru că, mai ales în situația când tu ești persoana autoritate și sfatul cu siguranță mai mult decât va fi respectat, atunci poți dăuna, chiar poți dăuna. La noi au început să vină întrebările, apropo. Da, eu cred că sfaturile mai au și un aspect foarte important de care trebuie de ținut cont. Nu poți să dai sfaturi atunci când nu ești implicat emoțional și nu ai o afinitate și o deschidere cu cineva. Asta eu despre mine de vorbesc. Unul la mână și doi la mână. Mie nu mi se par sfaturile criminale. Și eu nu pot să zic că eu sunt mare sfătuitor, dar știu la sigur că eu întotdeauna țin cont de sfatul prietenilor în care eu am încredere. Eu țin cont de sfaturi. Eu sunt foarte atentă la sfaturile oamenilor în care eu am încredere, chiar dacă ei nu specialiști, psihoterapeuți, mari, nu știu ce, dar eu țin cont ce îmi spun ei mie. Dacă, de exemplu, orice, începând de la o fustă și finalizând cu prezența mea la 8 marțerele, de exemplu, orice, eu țin cont de asta și eu țin și eu înțeleg și eu știu că ei de la o parte mă văd mai clar decât poate eu implicată emoțional fiind, aș putea să mă văd pe mine. De asta știi cum, eu pot să nu țin cont de sfatul mamei, știi, că e și conflictul de interese, știi? Deci, da, e și altă poveste. Adică un segment o să fie exact sfatul părinților. Dar eu sunt de acord aici cu ala. Deci eu nu vorbesc de sfaturi necerute, de chestii astea în care te baci și vrei să faci pe salvatorul. Eu vorbesc de momentul în care eu am de luat o decizie și nu știu ce decizie să iau. Eu mă sfătuiesc de obicei cu prietenii mei, cu partenerul meu, da? Și eu ascult ce zic ei. Asta ne însemnând obligatoriu că eu urmez neapărat sfatul ăsta, dar eu am noroc de prieteni care nu supără dacă eu nu le urmez sfatul. Pentru că exact așa pot și eu să le dau un sfat și ei să nu-l urmeze. Deci, pentru mine, sfatul cu prietenii este un fel de consiliu în capul meu. Și el e foarte important. De acord. Și dacă vorbim acum foarte sincer, eu, de exemplu, chiar și în colaborarea pe care o avem la 8 mart, nu odată mi s-a întâmplat să cer sfatul, de exemplu, Angelica, că știu că este mai aptă de a răspunde la întrebări pe anumit segment. Mi-a dat niște sfaturi de aur, Angelica. Altă dată pe Angela, că știu că ce se percepe ea. A treia oară putem să întreb pe Diana, dar ce crezi tu despre asta? Și eu țin cont, adică eu cântăresc aceste aspecte. Cuvântul de aur este persoana care se pricepe, dar noi nu ne pricepem în toate. Și eu asta eu când fost... nu mă pricep eu sfaturi nu, asta este, da, asta a fost începutul. Trebuie să dai sfaturi doar în acele
direcție în care te percepi. Nu, dacă voi mă întrebați ce mașină să-mi cumpăr, eu precis nu vă pot sfătui. Da, dar sunt oameni care te-au sfătuie fără ca să ceapă, înțelegi? Ei, e asta că e interesant. Da, multe comentarii avem pe care trebuie să le citim, nu? Isaac Ioana, eu o să citesc primul care a apărut aici. Un moment important este că uneori acceptarea unui sfat înseamnă că ești vulnerabil, de aia unii renunță la oferi sau a cere, sau cel mai des ne este teamă să ne asumăm responsabilitatea dacă sfatul nostru poate dăuna. Dar să nu uităm că coexistăm și putem să ne bucurăm de ajutor. Este unul dintre cele mai frumoase comentarii de pe la 8 marțerele pe care eu le-am citit și le-am văzut, Ioana, legat de vulnerabilitate, de a accepta că tu ai nevoie de ajutor. Și de a, inclusiv tu când dai un sfat devii foarte, foarte vulnerabil, tu ai dreptate, despre asta este, da, dacă absolut. Nu mă pricep mai bine nu vorbesc pentru că influențez viața mea și viața persoanei, mulțumim. Responsabilitate ai, foarte mare, când ai sfat, o ai o responsabilitate. Corect, da. Nu, adevărul este că dacă noi nu suntem foarte bine copți pentru a primi sfaturi, noi primim sfaturi de ochiate. Adică tu primești sfaturile pe care le meriți. Asta vreau exact asta vreau să zic. Dacă ai primit un sfat bun, înseamnă că tu ai crescut ca să auzi sfatul ăsta, știi? Aha. Dar dacă tu zici, ia că am o sfătuit și ia că am făcut și ia că-mi traiurea, știi? Păi, dacă n-ai minte să cântărești anumite aspecte, deci nu poți să dai vina pe cineva. Sfaturile sunt ca și oglinda, știi? Te uiți în oglindă să vezi, ok, cum ți-ai pus bretonul sau ai îmbrăcat fusta, dar tu decizi, merg fusta asta sau îmi schimb fusta, așa cu sfatul. Dar asta e chestia mai puțin importantă, dar ce fusta ai îmbrăcat azi. Deci, da, în cazul ăsta poate să depinde la tine, Angelica. La mine e foarte important ce fusta îmbrăcat. Ce proiecție! Fac și-o rezolvat! Ia că așa a fost un sfat, printre altele. Două extreme. A fost sfat, a fost o, da, o diversă, deci atitudini diverse, da, față de anumite chestii. Întrebările nu mai găsesc. Share la like. Să facem și Fedor Bulat zice așa, și dacă încerci să dai un sfat unei persoane dragi, oare nu e pentru că îți pasă și vrei cumva să-l ajuți? Voi ce ziceți? Eu zic că eu, de exemplu, nu facem pe salvatorul atâta timp cât omul nu o cere. Nu, dacă mă întrebat și dacă prietenul dacă mă este întreabă. Drag, da, întotdeauna. Dacă eu văd că prietenul meu sau prietena mea sunt torbă, vorba vine, pentru că suntem în live, putem să ne permitem asemenea expresii, atunci mă simt eu, asta e întrebarea, mă simt eu obligat să mă duc să salvez această persoană sau o las să-și trăiască experiența până la capăt? Nietzsche zicea, dacă cineva se împiedică, ajută-l să cadă. Eu sunt de acord cu Nietzsche. Stervo. Sau mai este nu fie atât de îngânfat să crezi că să decizi tu pentru alte persoane dacă da. Trebuie să greșească sau nu. Da, adică nu, nu iarăși Byron Katie, da, treaba mea, treaba lor și treaba lui Dumnezeu. Și îmi place cum a scris aici. Bună ziua, sau bună seara, mândruțelor. Asta e Stella Jenna. Salut, salut. Sorry, deci treaba mea, treaba lor și treaba lui Dumnezeu. Este oare treaba mea ceea ce se întâmplă în viața celuilalt? Este treaba lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă în viața lui? Posibil, da. Deci acolo unde lucrurile nu pot fi schimbate, n-am eu și-mi băgat nășorul. Acolo unde e treaba celuilalt, iar n-am și-mi băgat nășorul, până nu mi-o cere. Apropo de sfaturi, dacă tot vorbim, în ultimul timp a apărut un nou gen de sfaturi, sfaturile în comentariile de la posterile, să zicem, despre Facebook. Sau sfaturi atunci, neîntrebate. Evident, sfaturi neîntrebate. Omul se bagă în comentarii și te sfătuie ce trebuie să faci, ce trebuie să citești, unde trebuie să te duci, cum trebuie să te îmbraci. Ce filme îți privești. Ce filme îți privești și dacă tu în comentarii nu răspunzi. Dar cu ce bărbat să te întâlnești? Cu cine te întâlnești, cu cine trebuie să te întâlnești, cu ce trebuie să te îmbraci, la ce medic să te duci, unii îți recomandă să faci psihoterapie în comentarii, te diagnostichează. Asta e precis. Alții îți scriu mesaj în privat. Deci ăștia nu sunt prieteni, de exemplu, cum prieteni apropiați care poate să scrie așa în mod uzual. Salut, Diana, te-am văzut azi pe stradă și... Dar sunt, eu nu știu, la voi cred că se întâmplă asta, când oamenii vă scriu în privat, să vă sfătuiască ceva, fără ca să-l întreb. Deci ei vin cu recomandări. La mine nu. La mine nu, tu ai un specific al platforma ta. Platformei. Da. De ce? Eu am un specific, pe mine lumea să mă sfătui. Hai să tu ai un specific al platformei în care oamenii încep să pentru că tu vii cu opinia ta personală de multe ori. Nu, aici este vorba de altceva. Aici este vorba când persoanele... Asta este, de fapt, nerespectarea granițelor altor oameni. Noțiunile la care eu țin foarte mult, granițele personale. Deci atunci când tu intri
în spațiul intim, personal al altui om, fără ca să fie invitat, asta înseamnă să încalci aceste granițe personale. Și sfaturile necerute, fie ele în viața de zi cu zi, fie ele în spațiul online, sunt de fapt o încălcare a granițelor. Și faptul că cineva este prieten cu altcineva pe Facebook, asta nu înseamnă că între persoane respective există o relație strânsă de prietenie în care poți să-ți permiți să... Dar chiar și între prieteni. Eu, de exemplu, nu consider că este ok, chiar dacă omul ți-e prieten apropiat, să sfătui ceva fără ca să fii întrebat. Noi numai ce am vorbit despre asta. Că da, lasă-l exact. Pe om, dacă el e spre a cădea, lasă-l, ajută-l să cadă. Stați cum este o categorie de oameni care așteaptă să fie sfătuiți fără ca să te întrebe. Este așa categorie. Eu pe ăștia nu iubesc. Astăzi sunt victimele, nu? Sau da, cine da, se... Da, victimele care își atrag salvatorii. Da, dar orice sfat ai da, oricum nu-i bun, n-as prinească. Nu, 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 e așa. N-as prinească, n-as prinească. Da, Nic. N-as prinească. Nic, te-ai supărat pe mine? Nu. Nu. Dar te-ai supărat. Ceva de genul, da. Și pe tac nu ne-ai dat like la postare. Da. Inimioară, Carina noastră. Scrie mesaj, zice, nu ne-ai pus inimioară. Ua. Deci, nu, este așa ceva. De exemplu, eu sunt omul care eu foarte... Mie nu mi-e rușine să cer părerea cuiva în care eu cred. Eu pot să-mi zic, ascult, eu am așa o situație, tu n-ai putea să-mi spui, ce crezi tu despre asta? E că eu nu știu cum să rezolv, dar știu cum omul știe a rezolvă. Băi, iată aici a fost așa, cum tu crezi? Omul zice, eu ascult, eu sunt ok. Mă gândesc, băi, da... Dar este o diferență între a-ți expune părere și a da un sfat totuși. Păi între păreri și sfat este diferență. Sfatul este o recomandare da. Cerut. Deci părerea este eu cred așa, dar sfatul este eu cred fă așa, înțelegi? Dar stai puțin, aici iarăși este... De formulare vorbești. Aici este, iarăși sunt foarte multe nuanțe. În ce context tu îți dai cu părerea? Care este contextul? Când ești întrebată. Când ești întrebată, da. Dar când omul, de exemplu, scrie vreun status, noi tot dacă suntem pe Facebook și live-ul pe Facebook și noi suntem pe Facebook o mare parte a timpului nostru, omul scrie un status, de exemplu, da, un statut pe Facebook. Scrie el și doar ce crede, treaba lui ce scrie, de asta și pagina lui, profilul lui. Și vine cineva și neapărat trebuie să-ți combat părerea în comentarii, da? Deci, ok, fă-ți scrie statusul tău, fă-ți un blog și scrie opiniile tale. Tu, asta iarăși este o invazie în spațiul personal al omului, când tu vii cu părerile tale și tu neapărat ții pe autorul textul respectiv, să-l convingi că el nu are dreptate. Da, mi se pare asta o luptă de orgolii și omul are nevoie de o leac de ego-masaj. Eu, de exemplu, asemenea... Ego-masaj, eu de zic la asta. Apropo, avem o întrebare serioasă. Ce facem când observăm că cineva cunoscut, apropiat, rudă, are simptomele unei boli psihice grave? Noi am avut o emisiune la această temă. Eu propun să priviți emisiunea unde a fost invitat un specialist, psihiatru, psiholog, psihoterapeut, care, deci acolo primiți toate răspunsurile despre simptome. Suntem noi în poziția de a pune simptome, de a da aceste simptome sau nu și care sunt, de fapt, posibilele simptome și unde trebuie să mergi cu ele. Da, din acolo este totul despre ce să spui că omul are o boală psihică gravă, adică bine. Noi încă nu știm. Nu se știe. Diagnosticul trebuie să fie pus de un specialist. Fără și ca la noi Moldova nu de unde de trei. Da, mă rog. Numai că problema că noi psihiatri sunt puțin. Da, deci încă un comentariu. O, comentariile din Facebook de gen sfaturi rup, acolo mai degrabă ordonă, iar dacă nu accepti viziunea lor asupra vieții tale, atunci te ajută să cobori mai bine. Unde să cobori? Este, leacă, este. Sunteți minunati, fetelor. Corina, mulțumim. Mulțumim, Corina. Tatiana, salut. Da, sfatul trebuie să fie doamna Ana Gusacinski, așa frumos ne-a scris. Salut, fetelor, vă privesc cu cea mai mare plăcere. Salut, doamna Ana. Mulțumim foarte mult. Iată, este aici o vorbă bună în comentariul de la Mihail Plăcânda despre sfaturi. Ne ucite mine ajite, luci, pomagite materialna. Pentru cei care nu cunosc limba rusă, nu mă învățați, trăiesc, mai bine ajutați-mi material. Asta este un citat. Mai bine dați niște bani. Dintr-un film de lui Ilf și Petrov, nu sunt sigur dacă 12 scaune sau... Vițelul de aur, ceva de, da, e de acolo. Dar, e asta când e vorba de producție serioasă. Dar, printre altele, ajutorul ăsta... Trebuie să ai niște bani, știi?
hai, nu mă învăța, tu dai bani, chiar faci emisiune. Știu, eu am altă vorbă, cu bani toți pot. Haideți să încercăm fără bani. Nu, nu se poate fără bani. Hai, hai cu bani, mai gândi. Eu tot. Dar, ideea este că uneori, dacă trecem la partea asta de comunicare cu părinții, de multe ori ce se întâmplă este că ei îți oferă ție acest confort material, dar în schimb tu ești obligat să le urmezi sfaturile. Indicații. Profesorul meu, sfaturile, vorba aceea, da. Și nu doar părinții. Profesorul meu de la Cluj spune așa, darul este un obiect cu prețul ascuns. Adică fiți foarte atenți la darurile pe care le primiți. Asta e sfat, dacă ceva. Oh. Dar, stai, sorry, eu ne-am amintit amul tău zis și eu ne-am amintit, dai cum mi-a fost o istorie. Haioasă din timpul studenței la tema sfaturilor, că era un tip la ei în la curs, adică la unde învățau ei, și treau în aceeași odaie de cămin. Și au venit și au zis că așa nu și mă doare în schinare pe aici, pe undeva, știi? Și aici te răbde să o gândi cum să-l sfătui și l-a sfătuit. O zic că trebuie să pui un lighean cu apă cu sare, te pui așa frumușelul în chirostrii cu vorba aceea goală, stai acolo, dar trebuie să stai și să răsufli și tot exercițiu, setul de exercițiu, tragi pe nas, expir și iarăși tot așa, știi? Și tipul sigur că durându-l sau având un sentiment cu băi, dar dacă să mă ajut, eu făcut și eu zis băieții din cameră și te sigur că s-a pus în gaură chei. Dacă nu era Facebook atunci și nu se putea de filmat, mă rog, dar de distrat, da, de distrat s-a distrat la culme. Exact ca și sfaturile de băut un pahar de apă înainte de actul sexual și nu rămâi însărcinat. Este aici o istorie similară de la Fyodor Bulat din serie Celor Haioase. Mi-a dat cineva un sfat în caz de boală să țin picioarele într-un lighean cu apă. Apă să nu pun multă, așa doar un pic, ci că lecuiește tot. Poate să încerc, deși mai am o dilemă. Da, și mai am o dilemă. În cazul unui coleg care dă sfaturi, indiferent dacă îi le ceri sau nu, pot să-i dau și eu unul să și le bage undeva, fiindcă ale argumente nu ajung la el? Mersi, fetelor. Astăzi sunteți tare frumoase. Mulțumim. Mersi, Fyodor. Da, Fyodor, te sfatul... cer de la noi un sfat, da? Ce să faci cu... cu lighean sau fără lighean? Cu apă sau fără apă? Prietenul sfătuitor. Dacă tot ai și lighean și prieteni, eu, de exemplu, în cazuri extreme pot să folosesc ligheanul pentru a le răcori dorința de sfaturi. Da, strâmeți prietenul lighean. Da, adică... Eu am sonorizat. Hai încă o dată. Da, hai. 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 Cam așa ceva. Dar mai departe nu sonorizăm, că acolo e valeu, du-te în asta deja e partea adonată. Sunteți chiar peste ale fetelor, eu vă urmăresc toate emisiunile cu mare plăcere, Carolina, și mulțumim tare mult. Alina Ciobanu, wow, fetele, tare dor a fost de voi și nou de voi și sperăm să ne întoarcem de grabă. Da. Și în alt format. Da, în format și să facem... În toate formatele. Să facem o emisiune și despre hotare. Da, neapărat. Eu tare vreau. Neapărat. Deci eu am în plan o emisiune despre hotare, granițele personale. Și despre cadouri. Oh, ce temă! Păi dacă atins-o, Angela, dacă nu le primim. Alina Ciobanu zice, vele ăsta cu paharul de cu apă înainte de sex este bun, de mâine toți o să bea apă. Vă rog frumos, nu. Noi n-am sfătuit așa ceva. Doar dacă vrem să mărim demografia. Asta era unul dintre, da, asta e, poate fi o politică de stat, dacă ceva. O ce? O politică de stat? Da, da, da. Să le spui oamenilor, femeilor, să bea apă. Nu, eu știu că trebuie să bagi o lămâie. Asta tot din serie și asta eu, da, asta era foarte serios. Și tu, dar nu știi de la cineva. Asta e din aceeași serie. Nu se mai delicat decât ne-ai povestit tu nou. Deci fiți atenți că uneori sfaturile sunt pur și simplu destea lumii. Nu, dar zic eu despre un sfat care tare îmi place. Așa nu-mi merge gine în business. Nu se aude bine. Așa nu-i merge gine în business, așa ni greu, așa totul e iurea. E, am o babă, tu știi și mai gășești, eu îți dezleagă. N-am făcut noi emisiune cu doamna Tamara. Așa o numim noi. Și să duc mai oameni, vă știți și rândei la doamnele Tamare. Să duc businessman, să duc oameni serioși. În rând frumos, grafic. Și eu nu vreau ca noi să pierdem subiectul acestei emisiuni. Sfaturi? Da. Și doamna Tamara. El e tare fain. Da, și dar trebuie revenim la el. Subiectul, dacă da. După aceea să nu-l epuizăm. Apropo, haideți așa, mai personal, care au fost cele mai, nu știu, nebune, trăsnite, tâmpite, deocheate sfaturi pe care le-ați primit vreodată, gen bagă-ți o lămâie în vagin? Eu cel mai tâmpit sfat a fost să-mi găsesc un bărbat bun.
Găsește-ți un bărbat bun și să uiți și tătă și vechide, da. Bun sfat? Eu că nu mă gândesc. Cred că a fost prea mult. Cred că a fost mult. Eu am dat, eu am, am uneori așa o față de copil de 5 ani. Se întâmplă la mine situația asta. Când, am o problemă când am o problemă personală, eu arăt că am un copilus de 5 ani și tăți, nu știu ce, sunt obligat să mă... să mă sfătuiască ce susțin. Trebuie să fac. Să mă susțină, vorba așa. Uh-huh. De sub trăiește o, o lupoaică, dar ochii sunt de copil de 5 ani și sunt obligat să-mi spună inclusiv pe unde să trec strada de multe ori. Adică asta se întâmplă cu mine. Dar e ok. Eu zic că asta este grija oamenilor față de mine. Eu pot să zic și sfat am primit. Eram în clasa 9, ne fotografiam pentru venetcă. Voi ați avut venetcă? Da. Cum? Venetcă. Și o podrușcă de-a mea a zis că e că așa mă uit la tine, dar tamana era modă cu ciolci de astea cu, cu lac. Știi că ție asta așa de ghine cu ciolcă, dar eu toată cu franjuri, creață, da. Și eu m-am gândit, zic, chiar că sunt așa de ghine cu ciolcă. Și m-am dus eu acasă, mâine e fotosesia. Și m-am dus acasă și m-am pus eu ciolca, ne-am udat-o și am tăiat-o. Și când am tăiat-o, i-a s-o prânit cam așa. Și încă și creață, voi v-ați imaginat, da? Tu vei și întins cu nacioasă. Ești care ia sfatul, pac, și-a venit. Deci eu sfatul la urmă, m-a uitat la mine și m-a gândit că e mai rău decât cum a fost. Și ce-am făcut? Vrând să fie frumoasă. Nu, am ras-o. Și mi-am tăiat alta deasupra. Și umblam așa cu un deci tu erai de-a mare. Eu eram în clasa șasea. Aia, de mai devreme, și cu lac. Și mama mea într-o zi făcea, uf, de și cu ciurca de ea, n-am ce gândit. Tu, ți-a... Ne scrie Stella, este o linie îngustă între ce fac alții și cum primim noi, e adevărat. Cred că ar trebui să devenim curioși de ce luăm atât de personal limitările altora. În sensul în care tu zici de ce m-ar deranja cei ce sfaturile despre ea, că mă învață alții cum să trăiesc, da, e de lucru personal asta, dar pe de altă parte există momente, cum zicea Diana, când ei îți încalcă toate limitele și atunci trebuie scoase sabia. Женя Дамаскин, ты что, уйти на Life of Marcerele? Салют! Да де че Женя Нартре высуете на Life of Marcerele? Алла! Я лар демонтат фильм. Eu cred că eu fac o pauză salut, foarte, Женя. Foarte... Noi ne bucurăm că tu te uiți la live-ul nostru. Și eu tot. Da, el azi a lansat un kino scurt. Bine, apropo, eu nu cred că trebuie să scot sabie atunci când cineva îți încalcă granițele. Pur și simplu nu reacționezi. Punct. Nu, câteodată te iei. Depinde de gradul de încălcare. Dacă această încălcare a limitelor trece în abuz. Ok, aici deja este altceva. Despre bullying, despre abuz, despre agresivitate, atunci e de scos sabia. Da, eu nu zic de exemplu, comentariile pe Facebook, pe mine, de multe ori, mai ales când eu lansez un subiect de ăsta, de tipul antifeminism, mă distrează. Și eu intru într-un joc al minții. Bine, pe la asta ajungi cu timpul, dar, de exemplu, pe mine ce m-am învățat toți anii ăștia de blogging și de online și nu știu ce este, să nu reacționez la comentarii. Adică... Da. Și asta se face. Da. Dar dacă ne-ai jucat, atunci eu special bag pe o pasteluță și pe urmă mă distrez. Tu am udat pe față toate secretele. Dar nu toate secretele, că niciodată nu știi dacă e pasteluță sau chiar îi cred. Pe mine mă rup sfaturile cum să-mi cresc și educ copiii. Nu, da. Zici cineva aici, Alina Ciobanu. Da, ele sunt tare buni. Da. Tari eu am buni. Eu o istorie. Da. Copilul meu 3 luni și mama mea deșteaptă. Dar eu iubesc, avea grijă de dâns cu noi așa, am înțeles. Și e urla, cum urla așa, țpa, copil de 3 luni, de colici. Și maica mea, dar Sergiu înainte de asta se jucasă cu copilul. Și mama, iaca, tu când ai ridicat-o, i s-o întors rânza. Deci, rânza. Eu 2 ceasuri, am zis, mama, du-te rog cu rânza ta de aici, dar peste 2 ceasuri am chemat salvarea, pentru că la mine în cap tot au venit toată rânza. Cum Dumnezeu s-a întors rânza? Era o istorie din asta cu două femei rome, adică două țigănci în București și un copil care urla în metrou de nu mai știu ce să-i facă și toată lumea vineau cu sfaturile și s-a apropiat țiganca și pur și simplu au dezbrăcat cu copilul și dați-i aer. Chemați poliția. Asta vis-a-vis de curentul de la noi de în rutiere și cum tu să-ți aperi copilul neapărat niște aer. Poate să facem o emisiune despre curent. Da, despre curent. Asta cum?
Da, o emisiune în live. Tu nu mergi cu transportul svedic, femeie? Și nu, nu ai fost așa curentată. Astăzi avem, bărbați activi și este da, Mihail Plățin, dacă răspunde, totuși sfaturi bune, adecvate, de folos, uneori ajută, mai ales când ai ceva probleme. Absolut ajută sfatul când este cerut. Da, ajută. Și, când... și calificat. Da, mă rog, sfatul calificat, vorba ta de a mai consultații plătită. Da. Adică când e de la un om care se pricepe, da. Chiar dacă e gratuit. Cristina Culic zice, dacă sfatul vine de la o persoană pe care o apreciez și vine sub formă de întrebare, dar nu ai vrea oare să, adică nu e regulă, dar e sfat, să faci, să schimbi, să mergi și tu încă nu poți să-l urmezi la moment, dar înțelegi că ar trebui și că persoana are dreptate, revii de multe ori la acea discuție și înțelegi că e o formă foarte frumoasă de sfat, prețioasă, una care nu încalcă granițe, dar te face să reflectești și să treci la acțiune. Sunteți minunate, pline de umor, de exemple faine, foarte interesante. Mulțumim! Pot să vă citesc și un comentariu, că îmi place foarte tare. Natalia Petco zice că e scris așa, bunica mea avea așa o vorbă, tu ascult pități, da fă ca tine. Deci mie îmi place vorba asta. Apropo, vorba asta mi-au spus-o și mie femeile din familia mea, nu chiar așa, dar asta era ideea. Tu asculti pități, dar fă așa cum crezi că e mai bine. Da? Și eu cred că ăsta e sfat strămoșesc foarte bun. Da. Sau ascultă, dar pe urechi da. Sunt și pe altă stea, și asta tot am auzit. Sunt ei propriile decizii și ce de făcut cu bunicii care nu sunt de acord cu deciziile în legătură cu creșterea copiilor, anișoara BNZ. BNZ. Dar ești te ocupa. Ce de făcut? Eu am varianta mea de răspuns. Atâta timp cât bunicii participă activ în educarea copiilor și participă activ nu doar cu vorba, dar și cu foarte multe acțiuni și participă financiar și material și logistic. Și materialistă ești tu. Atunci când oamenii se implică și când noi de la dânsi așteptăm niște investiții, da? Atunci sfaturile lor, ne place nou sau nu ne place, trebuie luat în considerare. În cazul în care noi suntem total independenți de părinți, în cazul în care părinții nu se implică din anumite motive, nu poate să care, atunci lor le se spune foarte calm și foarte politicos, că băi, îmi pare rău, mama, tata, dar nu vă amestecați în creșterea copiilor. Eu vreau să zic că mulți ani în urmă... Scuză-mă, dar la noi se întâmplă așa de multe ori cu părinții, se implică părinții noștri, se implică foarte mult în creșterea copiilor noștri, în toate felurile, da? Și până la urmă, noi încă vreme să nu ne dea niciun sfat. Cum să zici, такова не бывает. Tot asta se vede la nuntă. Deci eu știu că eu am avut experiența nunților o habă de timp și când vin părinții, știi, și așa, azi și cu spălatul mâinilor la naș. Ei, dar cum fără spălatul mâinilor? Știi, nerea așa, păi fără. Tac, tași, că noi aici ne-am sfătuit. Că noi plătim. Scruș, noi plătim. Da, și atunci, în cazul ăsta, eu zicem și ne plătim. Exact. Dar dacă tineri, știi cum? Mama, eu am vrut să spun că decizia de a-și ajuta copiii este a părinților. Și totodată există o anumită vârstă la care eu pot să-mi permit să zic, vârstă sau independență emoțională, la care eu pot să spun, tu ai luat această decizie să mă susții, eu am luat decizia să-mi urmez viața. Uh-huh. Adică depinde de relație, dar conflictul vine din relația de dependență, de fapt. În momentul în care tu de aici iei de la părinți anumite lucruri, dar pe de altă parte nu vrei să asculți un sfat. Este un banc aici. Mi-aduc aminte de o istorie, Mihai azi e foarte activ, Mihail Plațent. Mi-aduc aminte o istorie de gen, știi de ce nu trebuie să faci sex în centrul orașului? Vei fi bombardat cu sfaturi. Tare bun. Deci noi suntem întrebate de subiect. Subiectul astăzi este sfaturi date, cerute și neîntrebate. Vorbim despre ele. Elena Roșca zice, voi ne iertați că suntem în telefon, de altfel nu putem comunica cu voi. Eu cel mai îndrăzneț sfat l-am dat unui individ care spala mașina pe marginea râului. Unde e cea mai apropiat și ieftin spălătorie. Dar eu vreau să ne închip o scenă asta. Bună ziua, așa... Știți că aici, în departe, este o stație de spălat mașina, tare bunișoară, ieftină. Deci e drăguț, mi se pare o abordare foarte nice. Nu știu, dar eu aș suna 902 într-o așa situație, adică deja 112. 112, apropo. Da. Da, de ce? Pentru că asta e încălcarea legei. Să speli mașina în râu. A, asta e încălcarea legei, da. De ce 112? Păi s-a schimbat, deja nu mai este nou... Până pe 1 iulie se mai poate suna la 901, 902, 903, dar este recomandat sunat la 112,
Asta numărul unic. Dar din 1 iulie, în genere, numerele celelalte o să dispară, o să rămână doar 1-1-2. Și îți fac conexiunea cu salvarea? Da, da, ei îți fac. Asta e ca în Statele Unite. Cam peste tot. În Europa e 1-1-2. Dar și pe telefoane, n-a să mai fie acolo jos, în lift, toate... 1-1-2 lătăți. Da, și asta este minunat. E numărul unic. Fantastic! Am ajuns și asemenea timpuri! Bravo! Natalia Garanovski, salut, Natalița, zice, tocmai despre nunți vroiam să zic, ala unde nașa știe tot. Dar de asta și nașă. Da, e de atâta e nașă, că poate să dea sfaturi neprețuite la nuntă și să... Contra unui preț. Eu am avut o situație odată cu niște miri extraordinar de fain și ei noi tot am hotărât. Cum ziceți dumneavoastră, doamna ala, așa, doamna... Și eu parcă ne s-o procură nunta și ea să e fantastică. Și tot a fost fantastic. Și cu nașul m-am văzut, și cu părinți, și tot ghine și mă ghine. Și ea că vine momentul să vină nănășica și nănășica frumoasă roche cu paieci. Și eu zic că... Dar ei s-au înțeles că nunta este modernă, știi? Și noi așa ne-am înțeles. Și eu zic că eu nu trec până nu-mi cântați marșul. Ce înseamnă asta? Și voi trebuie să spuneți, băi, nu trece. Era jazz band. Jazz band. Care au cântat marșul. O cântat marșul. Dar fain l-au cântat. Nu știu, cu improvizație. Cu improvizație. Cum a putut așa o cântat la saxofon. Ea ca este, înțelegeți, o perluță foarte bună. Voi cântați marșul, dar cu improvizație. O vă spune. Adică, până la urmă, noi decidem. Dar dacă e, încă o dată, sfaturile părinților, da? Care au fost sfaturile părinților care v-au ajutat? Pentru că haideți să vorbim și despre celălalt aspect. Nu mai sunt părinții chiar niște monștri, știți? Da, fantastici părinți. Nu, dar da. Părinții nu sunt monștri. Nu. Pe mine majoritatea sfaturilor pe care mi le-a dat mama m-au ajutat sau ele au avut sens. Asta sfaturile din astea din viață. Cum este în rusă, este vorba asta, jiteiska mudrăsti, da? Înțelepciunea vieții. Și care nu neapărat sunt sfaturi, gen, fata mami să face așa, dar în discuții omul îți aruncă o chestie, o vorbă, o frază, o zicală, o nu știu ce, și tot prinzi. Și tu înțelegi că iată momentele astea, vorbele astea sunt foarte importante. Și apropo, eu cred că părinții care sunt cumva mai înțelepți, ei niciodată nu operează cu termeni de genul dă să-ți dau un sfat, dă să-ți spun cum să faci, sau dă să-ți recomand. Nu, ei vorbesc și în timpul vorbirii mai scapă sau mai spun câte ceva. Sau știe cum să te agață. Mie îmi place asta. Din sfaturile bune pe care eu le-am primit a fost de la o rudă de-a mea, femeie care mi-a spus că eu întotdeauna țin minte și am să țin minte cât am să trăiesc, că o femeie trebuie să-și nască atâția copii cât o să-i poată duce singură. Iată. Pentru tine, pentru mine, da, asta a fost un sfat foarte bun. Deci naști atâția cât în cazul în care partenerul tău dispare din anumite motive din viața ta și a copiilor tăi, tu să fii în stare să crești acești copii singură. Asta e pentru tine. Eu mi-am amintesc de exemplu cu drag de tata, dacă tot o văd ziua taților. Și de discuțiile blânde și bune cu el, pentru că au fost din astea în care sfaturile erau aruncate, vorba ta. Că el pur și simplu îmi povestea situații din viața lui. Îmi spunea secrete pe care fetele la 16 ani n-aveau cum să le știe, pentru că noi trăiam în Uniunea Sovietică. Da? Dar sfaturi pe care, și unul dintre ele a fost exact ăsta, să-ți vezi întotdeauna, în primul rând, de propriul nas. Și după aceea de nasul celorlalți. Adică să ai grijă la orgoliu și la mândrie. Sfaturi pe care părinții, nu știu dacă le dau des, că n-am alți părinți. De asta e educație, într-un fel. Dar este sfat, pentru că el, ce făcea el era că el povestea situații în care el o suferit din cauza orgoliului și iată modul în care o exprimat asta, pur și simplu, cred că foarte dor de data în această perioadă. Eu, în general, am avut și am noroc din niște femei în jurul meu, legate de familia mea, da? Mătușa mea, de exemplu, care are peste, nu știu, 65 de ani, cred că are de femeie foc, medic ginecolog. Sfaturi prețioase din toate domeniile vieții, n-am să deschid acum parantezele, dar puteți vă imaginați ce sfaturi bune dă un medic ginecolog. Ea mi-a spus o chestie foarte bună pe care, posibil, eu trebuia să o știu. În fine, nu contează, dar mi-a spus-o când eu aveam deja copil și pentru mine a fost o revelație. Eu până atunci niciodată m-am gândit la asta, că
trebuie să te iubești, era vorba de niște relații, de niște, nu știu și niște, da? Și ea mi-a spus că, în primul rând, trebuie să te iubești pe tine și, pe urmă, copilul tău vine. Adică ești tu, tu trebuie să fii bine și după aia copilul tău. În rest, nu contează. Și iată, pe mine vorba asta m-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții care s-a întâmplat după. Să mă credeți sau nu, eu până ea să-mi spun asta, eu nu aveam înțelegerea asta. Eu nu mă gândeam în termenii ăștia că trebuie să-mi fie în primul rând bine mie și copilului meu. În rest, toate lucrurile sunt secundare. Acum eu înțeleg. Și asta a fost un sfat, chiar a fost un sfat. Chiar mi l-a zis ca un sfat, pentru care eu sunt recunoscătoare și pentru care eu nu m-am supărat sau nu am crezut că este o încălcare a propriilor mele granițe. Angelica? Nu știu, mi-e foarte greu să fac diferența între educația care mi-a dat o mamă și sfaturile. Dacă, pentru că totul ce venea din gura ei, da, eu percep ca educație. Deci transmiterea valorilor, transmiterea viziunilor. Și da, mama mi-a transmis foarte multe valori importante care acum mă ajută foarte mult. De exemplu, una este să te axezi pe tine și să nu atragi atenția a ceea ce îți spun alții, ce să faci în viața ta. Și asta este sfatul care urmează și este foarte important, da. Am avut și sfaturi de la mama care nu le-am urmat și mă bucur că nu am făcut-o. Deci, mă rog, relațiile mamă-copil sunt foarte complexe. De-aia... Și nu întotdeauna simple. Uneori sunt complexe și complicate. Și complicate. Da. Noi avem o serie de comentarii faine, unul ca unul. Eu, în genere, am impresia că azi comentariile sunt așa, foarte inspirate. Și nu că ar fi dețile trecute mai puțin inspirate, dar azi nu știu cum sunt mai gustoase. Sau, pur și simplu, ne era doar unii de alții. Da. S-au adunat, cred că, mai multe. Cine le citește? Sfaturile nu se dau de Ana Dodon. Sfaturile nu se dau că apoi ești vinovat, că ai zis așa să facă și el ea a făcut cum i-ai zis și s-a primit un rahat. Nu te-a ajutat, dar mai rău s-a întâmplat. Eu sunt adeptă a exprimării părerii referitoare la o problemă, situație și nu a oferit sfaturi. Eu vreau să zic că eu aici împărtășesc această opinie. Eu am avut o situație similară când eu am recomandat medicul meu ginecolog și medicul care a primit nașterea copilului meu. Deci eu eram atât de sigură pe doamna care cumva m-a ghidat toată sarcina, nașterea, chestii. Și tipa care i-am recomandat acest medic a avut un incident foarte neplăcut la naștere și post-factum. Și ea, băi, că nu știu ce, că doctorul nu e așa. După care eu am vorbit cu medicul și i-am spune, ăta băl nu e moi pacient. Deci tipa care i-am recomandat acest medic, de tip, e mai isterică, mai... Avea anumite momente și nu i-a găsit păcăliciu. Și de atunci eu am zis că medic ginecolog, acușăr, doctor care primește nașterea și încă aspecte de genul ăsta e mai mult niciodată nu o să și, apropo, nu doar medici ginecologi sau medici, dar eu de multe ori sunt întrebată sau rugată să recomand un psiholog. Eu despre asta am scris din nenumărate rânduri. Nu poți să recomanzi un psiholog sau un psihoterapeut. Treaba asta este atât de intimă, atât de deosebit pentru diferiți oameni. Ca și parteneri. Plus la asta sunt foarte multe metode de terapie. Deci ele sunt sute, între 300 și 500 de tipuri. Da? Pentru fiecare om, tipul care îi se potrivește este diferit. Psihologii cu care te înțelegi sau cu care poți să creezi o relație sunt diferiți. Să recomanzi un psiholog nu este ok și vă rog, nu vă supărați atunci când îmi scrieți sau mă rugați să recomand. Eu nu pot să recomand un psiholog. Nu pot. Deci asta îmi pare rău, dar... Trebuie de încercat. Încercați mai mult când vă găsiți pe dumneavoastră. Pentru că doar așa, altfel, n-ai cum. Și apropo, sunt centrele de sănătate mentală care sunt de stat, da, și care sunt bune. În fiecare sector a orașului sunt, chiar și în raioane sunt. În primul rând, adresați-vă acolo.
și dacă nu merge sau nu psihologul de pe loc sau psihoterapeutul nu vă convine, nu stabiliți o relație, puteți să găsiți așa treptat în alte părți, dar prin recomandări eu sincer nu recomand. Că se poate întâmpla să dați peste cineva care este ok ca specialist, însă nu vă potriviți din mai multe considerente sau metoda pe care el o folosește nu este potrivită sau nu se lipește, cum ziceala, nu vă găsiți pe căliciul unui altul și după asta ambele părți rămân cumva cu niște frustrări, da. Supărări. Luminița Vlad, eu am impresia că noi nu prea avem foarte mult timp deja. Mai avem încă 10 minute. 10 minute. Mama îmi spunea când m-am căsătorit, când veți avea momente să vă certați, nu-mi ceri sfaturi, pentru că tu îl iubești și o să-l ierți. Iar eu n-am să-l pot ierta pentru că mi-a supărat fata. Iată așa niciodată nu i-a spus nici mami, nici tati când am avut mici certuri în familie. Vă cuprind cu drag din Bordeaux, când am ocazia vă urmăresc cu drag. Mulțumesc. De la Maria Abuznea, cu cât o persoană se plânge mai mult despre viața ei, cu atât mai multe sfaturi primește, cerute și nu? Da, pentru că e victimă și atrage salvatori, clar. Natalia Cașcaval, am avut și eu o nașă, trăia în viața ei, dar nu a mea, și își vâra nasul în tot, mă sufoca, era la, în Statele Unite, cred că, la ușa mea în fiecare zi. ce nașă drăguță! Cum zice socrul meu, ascultați pe toți, dar faceți așa cum vouă vă este bine. Exact, părinții buni, asta fac și Elena Roșca zice, eu am o regulă din partea noastră a părinților către copiii mei, să plece doar binele, pentru că viața așa este grea. Simona Chitoroagă, sfatul care pe mine m-a indignat cel mai mult a fost în cadrul unei conversații la care am asistat, în care o tânără femeie a rămas însărcinată, dar împreună cu iubitul ei, foarte tiner de altfel, nu erau gata nici moral și nici financiar și nici relația lor nu era într-atât de puternică și a luat hotărârea să facă avort. Și stătea cu noi o femeie care știe că locul ei e la bucătărie și la maternitate între timp și îi dădea nenumărate sfaturi despre cum ca o femeie trebuie să fie mamă, să nimerească în iad dacă o face și anume acest sfat și-a lăsat amprenta pentru mine pentru că fata însărcinantă a făcut-o până la urmă, dar vina pe care o simte era tragică. Nu, asta e despre a cui sfat e mai bun, de exemplu. Deci aici e o leacă. Orice om are dreptul să dea sfatul exact pe care are dreptul să-l dea și... Cineva vede decizia, exact. Decizia este întotdeauna a persoanei care își asumă această decizie și nu a celor care dau sfaturi. Pentru mine, asta e foarte important să știm. Sprijin așa situație este că eu sunt lângă tine, indiferent ce decizie e. Dar eu nu vreau să intrăm în tema asta, pentru că nu e despre asta, este despre a accepta că celălalt poate avea alte sfaturi decât... Mirela Urșciuc, azi un prieten mi-a zis sfatul cel mai memorabil pentru el. Dragostea e ca un câine fricos. Când te apropii grăbit, fuge. Asta în contextul în care are peste 30 de ani și e bombardat de multe alte sfaturi inutile legate de însurătoare. Sfatul care m-a marcat a fost, fii doar acolo unde fără tine e imposibil. Fără tine e imposibil, cred că doar în viața ta, în viața ta proprie și în viața copilului tău atunci când el s-a născut, da, când el este total dependent de mamă. Da. Mai departe... Cum zicea, cine spunea Stalin, nezamenimă hlyudenie. Deci oameni care nu pot fi înlocuiți, nu există. Fără tine este imposibil, se poate ajunge la niște gelozii, că pe urmă ai vrea să fie posibil și nu prea poți. Asta dacă e vorba de relație. De relație, da, pentru că e vorba de dragoste. Și aici iarăși e. Da, Diana Dodon zice, aș prefera persoana care vrea să mă ofere un sfat, să mă întrebe dacă doresc să primesc acel sfat. Da, de acord. Astfel îmi arată gradul de înțelepciune a respectivei persoane, dar când aud expresia eu ca tine am fost dat ca mine, nu? Apoi îmi vine să explodez cu argumente. Dar eu râd. Dar stai puțin. De ce cineva ar vrea să dea un sfat? Adică să vin la tine și să întreb, Angela, vrei să-ți dau un sfat? Angela, vrei să dau un sfat? Adică eu nu, în sensul în care, iată, hai să vorbim de situație limită, da? Eu văd că prietena mea sau prietenul meu sunt abuzați într-o relație, ei fiind în acest sindrom Stockholm, nu văd treaba asta. De exemplu, eu vorbesc despre mine, da? Sau că face o tâmpenie și este manipulat într-o afacere. Nu contează. Eu pot să mă duc la omul ăsta și zic, uite, eu am o chestie să-ți spun, e treaba ta ce faci și tu îți iei decizia pe care o consideri necesară. Dacă ai nevoie de sfatul meu sau ai nevoie de opinia mea, asta este. Deci în situațiile asta critice... În sensul ăsta, da. Dar eu nu știu dacă ele sunt auzite, aceste sfaturi. Pentru că eu niciodată nu le-am auzit.
Eu le-am auzit foarte și eu mulțumesc, eu le mulțumesc prietenilor. Nu, eu am avut sfaturi pe care le-am auzit, le-am urmat și m-au ajutat enorm și eu sunt foarte recunoscătoare. Pentru că, de exemplu, tipul meu de om este că eu când am un stres foarte puternic, eu mă închid. Mă răcesc, mă închid și stau cu mine, da? Și atunci prietenii mei cunosc lucrul ăsta, eu am nevoie de timp ca să pot să trec prin criză. Și eu le sunt foarte recunoscătoare că ei îmi sună la ușă și zic, auzi, ieși, da? Asta e foarte important. Adică depinde de tipul de om, depinde de... tipul de relație. Și nu e vorba, da, de a face formalități de tipul, eu am un sfat pentru tine, te rog să mă asculți. Dar e vorba de modul în care noi prezentăm. Vreau să zic, eu mă regăsesc în ceea ce povestești, nu? Avem aici un comentariu, Lina Ciobanu, corect, fetele, trebuie să-ți găsești specialistul după voi și feeling. Eu am pățit cu nutriționistul, mi l-a recomandat cineva și pentru mine a fost total nepotrivit. Da. De asta mai bine este să căutați și să studiați despre oameni la care vreți să ajungeți. Da, adică noi putem citi foarte mult despre specialiștii la care vrem să ajungem, dar... sau să, inclusiv eu pot să te întreb, tindeam, tu la cine ai fost, pentru că eu văd rezultate și decizia este a mea și niciodată, pentru că exact și stomatologii și toți sunt așa. Dar problema a fost de multe ori că eu am răspuns, anume întrebarea era pusă așa cum tu zici, atât ce ai făcut, unde ai fost, la cine și recomanzi, începând cu cosmetolog și terminând cu același psiholog și până la urmă omul se duce. Și tu auzi un feedback foarte negativ. Da. Pentru că e foarte individual. Deloc, nu-mi place. Dar cum vă par sfaturile care vin cumva din presă? De exemplu, parametrii de frumusețe, tipul de stil, cum trebuie să te comporți, ce este bine sau nu este bine, și așa mai departe. Pentru că noi, de fapt, suntem... Asta e presiune socială. Noi l-am atins odată, dar cred că trebuie să mai... Da, deasupra. Eu cred că o să facem emisiuni despre aceste standarde sociale care se impun femei care trebuie să arate într-un anumit fel, mame care obligatoriu trebuie să facă aceste 10 lucruri ca să vezi aici dacă ești mamă bună. Perfect, vezi, mamă perfectă. Da. Preferata mea este femeie Maria perfectă Dragu, și mamă perfectă. Și, face, da? Și noi nu mai avem mult timp. Să dai doar sfatul pe care l-ai experimentat, pe care l-ai împlinit, l-ai experimentat, dar numai dacă ți-a fost cerut. Altfel, persoana care îi dai sfatul se simte judecată. Te ascultă politicos, dar e posibil pe viitor să nu-ți ceară sfat nici când are nevoie de el. De acord, absolut. Aici este de la Irina Lupașcu, foarte interesant așa un comentariu. Maica mea veșnică îmi zice că să nu am încredere în podruște, în prietene, că ele o să te ducă de râpă. Până la urmă am destule cunoștințe, dar sora și mama e mai aproape. Iată, sincer vorbind, această chestie cu atitudinea față de femei, prietene, este una... foarte aiurea, consider eu, în societatea noastră, pentru că vine din această atitudine de concurență. Da? Noi considerăm că toate femeile ne sunt concurente și neapărat ne vor dăuna. Deci eu am altă opinie, eu cred că femeile ți pot fi prietene. Aici depinde foarte mult de chestia cum îți alegi prietenii și cât de maturi sunt prietenii care îi alegi. De-aia eu am femei prietene care sunt prietene adevărate și eu le cer sfaturi și eu cred în aceste eu sfaturi. Eu nu mai femeie prietene. De-aia această pădruște în ghele mele pe mine ca pe o femeie care are prietene și care este prietenă. Fetelor, eu cred că situația e foarte individuală. Adică da, dacă pentru ea e așa confortabil, e da, ok. Dar este altceva. Dar la noi, femeie absolut excepțională. Este, la noi este adevărat că multe mame sfătuie, da, și sfătuie este fetele. Față eu în general propun să facem un live la tema podruștelor, da, în ghilimele, da, și de ce se consideră că femeile nu pot prieteni și de ce multe mame își sfătuie fiicele să nu lege prietenii strânsi cu alte femei. Pentru mine, sincer, fără nicio ofensă și nicio jignire față de nimeni, asta este o sălbătăcie. Femei sunt diferite, poți prietenești foarte bine și foarte frumos cu o femeie, și cu una, și cu două, și cu trei, și cu patru de-a lungul vieții. Și apropo, mai este o chestie. Mie femeile îmi plac. Prietenia apropiată între mamă și fică, ea nu este ok. Și deci orice psiholog spune asta, nu este ok. Între o fică și o mamă nu trebuie să existe prietenie de genul ăsta apropiată. Sunt două categorii de lucruri absolut diferite. Sunt roluri de mamă și fiică și mama poate să-și impună la un moment dat părerea, pentru că ea este mama. La o anumită vârstă eu vorbesc, da? Da. Și în momentul în care faci greșeala ca ea să-ți devină prietenă,
eu vorbesc despre mine personal, după ce este foarte greu să recâștige autoritatea de mamă și să acționeze în consecință când este nevoie. Deci e foarte atent la treaba asta cu sfatul, foarte mult părerologi despre parenting, că trebuie părinții să fie prieteni copiilor. Și mamele deseori sunt geloase anume pe prietenele copiilor. Nu crede padruștelor, pentru că mama de fapt este geloasă. Da, și ea nu poate controla și ea nu a avut loc în momentul ăsta de separare. Deci, o să vorbim. Da. Fetelor, eu vreau să vă spun că am avut o prietenă pe care soțul o schimba sistematic și eu i-am dat un sfat la asol, dar ea nu era pregătită să asimileze această idee și s-a supărat. De atunci nu mai dau sfaturi, nu reacționez când cineva spune. Pentru că dacă nu mă întreabă, nu-i treaba mea. Și sfatul, de exemplu, pentru mine n-ar fi lasă-l. Pentru mine, singura chestie, în asemenea situație, eu sunt alături de tine. Indiferent de ce decizie iei, eu sunt alături de tine. Eu cred că asta e prietenie. Corect, da. Și nu lasă-l, nu de lăsa. Pentru că în cazurile astea, într-adevăr, sunt decizii de viață ale oamenilor și... Dărin Rășcan, Gamarjoba. Gamarjoba. Da. Damaschin m-a sfătit să mă uit, tare bun sfat. Tare doar, da. Dorin, tare doar. De la Mirela Urușciuc așa un comentariu. Exactă. 10 sfaturi despre cum să se duci un nativ taur, 5 metode pe taur, 7 hinturi despre tinerețe veșnică și așa de sparse din deget. Aceste sfaturi aproape dogmatice auzite la TV, toți le aud, nimeni nu le ascultă. Bine, dar lumea... Lumea intră pe site-uri. Asta sunt așa niște chestii bune de a face clipi. Vezi ce să faci în această lună dacă ultimul ești nativ. Haideți să fiecare dintre noi să zică niște concluzii. Niște sfaturi. Hai, sfat. Angelica, le luăm așa pe rând. Eu nu iubesc sfaturile care mi se dau neîntrebate, necerute. Și le ignor sau pot răspunde foarte urât persoanelor care aceste sfaturi mi le bagă pe gât. Angelica, ți-ar sta foarte bine dacă vei fi brunetă. Dă-o foarte! Tu, sfat! Eu am glumit. Eu știu, de-aia și tac. Sau cu păr albastru, că e în trend acum. Cu albastru, da. Da. Cu albastru este în trend, da? Da. Ce? Concluzia sfaturi? Concluzii? Eu ascult sfaturile prietenilor mei, eu am prieteni, eu am prietene, mie foarte tare, eu cred în solidaritate feminină, eu cred în prietenie. Eu nu cred în prietenie între mamă și fiică, eu cred în respect și admirație, astea sunt lucruri diferite, reciprocă, apropo. Și în dragoste. Și în dragoste, da, dar alt tip de dragoste. Și nu mă sfătuiesc niciodată pe Facebook, eu nu citesc. Bravo. Ala mi-a dat vreo două sfaturi. Eu am întrebat, eu le-am cerut și eu le-am ascultat. Dar eu de aici cam toate noi între noi ne-am sfătuit. Noi de-am suntem sfaturi cu etajul de-am. Sfaturi, mie plac sfaturile bune, dar pe care eu le cer atunci când am nevoie de ele și atunci când am încredere în om. Și sfaturile mele sunt, când cer, sunt targetate, da? Eu știu cam ce aș întreba pe Ala, eu știu ce aș întreba pe Angela și eu știu ce aș întreba pe Angelica. În rest, ceriți sfaturi dacă aveți reală nevoie de ele, în momente dificile, în momente de răscruce și întrebați oamenii care chiar se pricep în ceea ce vă spun. Ceriți sfaturi, nu vă temeți să fiți vulnerabili. Dar asumați-vă decizia în sensul în care dacă voi simțiți că acest sfat nu este pentru voi la moment, puteți să-i spuneți omului, eu nu sunt pregătit încă să fac acest pas. Mulțumesc tare mult pentru sfat, asta contează tare mult. Eu tare vreau să zic despre darurile lupaicii, ne vedem la București, sâmbătă și duminică, eu vă aștept acolo și avem un program... fără sfaturi, doar cu... Și chiar la București, la București? Chiar la București, la București, e curs absolut demențial, sincer. Acum, asta nu-i de atât că e... De unde găsesc informații? Ei găsesc la mine pe profil informație despre curs. Mai avem câteva zile și mai avem câteva locuri. Așa că vă așteptăm cu drag în fustă lungi și cu brâuri. Obligatoriu. Asta Angela. Invitați Angeli la evenimentul Angelei. Tot ce aveți nevoie să știți, găsiți pe profilul Angelei, profilul tău, da? Da, pe profilul meu de Facebook, simplu, da. Noi, ce ține de 8 marți răleni, revedem în câteva săptămâni la un nou live. Sper să ne urmăriți, chiar dacă sunteți prin vacanțe, prin malul mării și munți și în oraș, tare minunate și tare faine.
când aveți conexiune la Facebook, urmăriți-ne. Ce o să fie mai departe cu emisiunea, o să vă ținem la curent. În curent. O să vă anunțăm, dar așa, un mic spoiler, noi suntem foarte cumva dornice să pornim un sezon nou. Și ultimul sfat de încheiere, da, să-l citesc de pe, din comentarii. Bucură-te de lucruri mărunte, privește opmarsărele. Mulțumesc, Elena! Mersi tare mult, seară bună, noi vă așteptăm la următorul live. Îi facem mai răruți pentru că e vară. Să fii dor! Da. Noi suntem femei. Să fiți tot atât de active în comentarii cum ați fost azi. Vă mulțumim foarte mult! Inimare bună! Seară bună!